Fratele primarului comunei Slivilești, în vârstă de 48 de ani, a fost lovit cu o secure azi noapte de un vecin. Primarul Bucurescu, fost polițist, se află alături de fratele său la spital. Un vecin, am dat cu totul, el a vrut să-l omor. Și cum este acum dânsul? Unde este? La medicina legală. Este internat în spital, da? Este internat în spital? Este acum, este la medicina legală pentru o expertiză medicală legală. Fratele victimei ne-a mărturisit că agresorul nu este la prima abatere de acest fel. Este un vecin al nostru, altceva ce pot să spun. Este agresiv? A mai avut cazul? A mai avut două tentative, a venit satul Cojmănești, el fiind al treilea. Polițiștii au deschis un dosar penal. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat că pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, apelantul a fost lovit cu un corp dur de un bărbat de 68 de ani din aceeași localitate, provocându-i mai multe leziuni, motiv pentru care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul a fost depistat pe raza comunei Slivilești și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșit și infracțiunii de lovire sau alte violențe, se arată într-un comunicat al poliției Gorj. Primarul Sorin Bucurescu nu știe de la ce a pornit conflictul, fiind vorba de o acțiune spontană.